O apă, un ceiuț, ceva, vă servim cu, ce, cu oarece, dacă doriți, dacă poftiți, avem informații. Cu amendă? Ferească Dumnezeu, nu zic, în caz că încălcăm regulile. Înțelegi ce-ți dau eu, ce-mi dai tu? Păi, am încercat și eu să fac o legătură. Acum, după momentul anterior, oricum legăturile mele sunt... Vrei să-ți pun un banc așa la limită, dar nu știu cum să ți-l zic. Cu unul la limită. Da, cu unul care se uită, unul care intrase la pușcărie pentru asalt de, da, de fată. Mare angajament. De, asalt de fată. Și se uită către adevăratul responsabil și zice, ia uite-mă, unde te-am băgat eu și unde mă bași tu? Păi, înțelegi, eu cu cafea, cu alea, tu cu amenda pe mine. Păi frumos deja de... Dar de la ce te-ai luat? Păi m-am luat că, uitându-mă pe desfășurător, știu ce urmează să discutăm. Drept urmare, vorbim despre Bianca Drăgușanu, care pare că a încălcat regulile de trafic și că a intrat pe contrasens, pentru că era foarte aglomerat. Nu amenda, dar... cred că e problema, ci un domn care i-a zis... Apoi tu, pe contrasens, ce? Crezi că dacă e exact. Bianca Drăgușanu, dar, merge? Dar un domn a luat telefonul și a filmat-o. Vă mai zicem după aia ce s-a mai întâmplat. Levi cu găua aia, pe stadion, că s-a, ce faci? Au renunțat și aia. Probabil că pare și contra planul urbanistic. Bucuritor cum n-a unde te bagi așa ca unde te bagi așa? Păi dacă ești Bianca Drăgușanu, trebuie să te bagi pe contrasens. Păi vezi că ești pe contrasens, ia uite, ești pe contrasens. Dacă era în tramvai, ce făceai? O asta făceai. Eu am senzația că el e pe linia de tramvai. El e pe linia de tramvai. Bă, deci eu pot, dacă eu eram tramvai, nu sunt. Dar dacă eram, înțelegi? Tot aici eram și dacă eram tramvai, că păi, ce să vezi? Da, ai voie să circui pe linia de tramvai? Cred că știu strada, da. Și acolo, într-adevăr, e o linie de tramvai pe care se circulă, pentru că de obicei prima bandă e blocată cu mașini parcate, dar e parcare, legală. Da. Și atunci tu poți să circul cumva cu o roată între cele două șine de tramvai. Dar conform codului rutier. Nu, logic. Păi și atunci, doar dacă că eram și Bianca, tramvai, eu nefiind. Doar că și Bianca, eu nu văd demarcația pe mijlocul străzii. Deci nu-mi dau seama dacă e pe contrasens sau nu e pe contrasens. Ideea este că domnul a pus filmulețul pe un cont de, nu știu ce, poliție rutieră și așa mai departe. Și de-aia am zis de amendă că organele s-au sesizat. Și urmează să cerceteze și să analizeze situația, iar dacă într-adevăr s-au încălcat măsurile... Ce se poate întâmpla? Ți se dă amendă, logic. Înțelegi? Ce se poate întâmpla? La mașina aia, pe bune, cât să-i dai amendă ca să o și simtă? Înțeleg ce zici acum. La cum arăta mașina, mie să dea amendă 1500 de lei. Cine? Amenda asta? Așa mi s-a părut și mie. Da. M-am uitat și parcă trabant nu era. Nu. E bine, e mașină. Dar fii atentă, te întreb eu. Dacă era... De coafor. Mașina de coafor. Da. Dar dacă era o altă doamnă, într-o mașină de 10 ani, vorba lui David Popovici, o mașină veche, o mașină chinuită. Da. Și nu, repet, nu Bianca Drăgușanu, mai filma domnul și o punea pe... Cu siguranță, domnul filmează, uită-te de dinainte, de când Bianca stă. Păi a văzut-o. Ea nu e în mers. Nu, n-a văzut-o. A văzut mașina. A văzut-o. A văzut mașina, probabil, și omul efectiv filma că... Nu știu, i s-a părut lui extraordinar faptul că ea era pe contrasens. Și atunci, oricum, omul filma. Doar că în momentul în care a venit și a ajuns Bianca lângă el dând geamul jos, a văzut că ea. Și atunci i s-a părut mai interesantă treaba, știi? Hai să angajăm o discuție. Are cameră de bord, el nu filma cu telefonul. Stai, că acum ne-am trezit. Și camerele de bord sunt probe în instanță? Da, se vorbește despre lucrul ăsta, ci că la un moment dat va fi o lege. Că altfel degeaba o pui. Da, exact. Doar așa să... Exact. Păi, da, stai puțin, sunt imagini, corect? Corect. Da, dar nu ele că sunt probe. Trebuie să devină. Că altminteri de ce avea camera, repet. Exact. Doar așa ca să filmeze trecători pe trecerea de pietoni, nu mi se pare... Da, rău. Exact. Cum ajungi să spui camera la, pe bordul mașinii? Pe bord sau da? Să pui pe... Îți pui camera pe bord. Să nu se înțeleagă greșit. Dar de ce? Cum ajungi? Ce e? E pe geam? Și de ce ți-ai pus tu camera pe mașină? Că ce? Păi da. Tu vorbești serios și de fiecare dată când te urci la volan, tu pornești camera? Pornește singură. Și filmează tot ce se întâmplă. Inclusiv ce fac eu și ce vorbesc în mașină. Nu-mi pun niciodată. Dar ce faci tu și ce vorbești în mașină de așa nenorocire? Spațiul meu intim. Și știi, uite,
Știi de... Uite, te-am sunat pe tine, de exemplu, și ți-am spus înainte să apară în presă ce s-a întâmplat cu Alin Oprea și care sunt deciziile pe care el le-a luat. Și nu aș vrea ca treaba asta să ajungă în presă de la mine. Dar a ajuns și nu de la tine. Da, de unde a ajuns? De la cineva. Da. Care știi? Avea cameră de... Ai văzut? Am mai dat o dumă acum. Tare de tot. Iei camera și ți-o pui pe bord. Camera. Că au fost cazuri care... Mai ții minte? Pe bord. Multe se întâmplă pe bord. Oh, 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 oh. Dacă ai lat bordul. Asta zic. Mă, e și păcat. Poți să mănânci un pateuț, poți să mănânci un covrigel, poți să pui o cafeluță. Poți să iei o gogoașă și iei... ți-o pui pe... Să ți-o pui... Gogoașa. Da. Gogoașa pe bord. Așa. Ca să-ți fie ușor să ajungi la ea să mănânci. Ziceai ceva de Alin Oprea și mi se pare că te-am întrerupt undeva. Da, dar mai vreau să zic un lucru, să se consemneze. Consemne. Măi, acum, sincer, nu că e Bianca Drăgușan, oricine ar fi. Poate... Oricine ar fi. Cu traficul din București. Nu se mai poate. Face o oră și jumătate un drum de 15 minute. Nu se mai poate trăi. Gata. Ce să facem? Trăim în București. Eu zic să ne luăm, cum am plănuit noi, două elicopter. Na, vorba domnului Țiriac. Doar elicoptere. Că și elicoptere, că doar mult. Că și pe alea. N-ai unde să le parchezi, să le aterizezi. O fetiță. N-ai unde să... E complicat. Nu mai bine vorbim de Alin Oprea. Păi asta sunt știrile pe care eu ar fi trebuit să le aud de pe camera de supraveghere din mașina ta, da. Au apărut în presă. Au apărut că le-a dat Alin. Deci după ce toată discuția cu soția, știm bine, Alin a venit, ne-a povestit suferință mare, dramă acolo și așa mai departe, știm care e situația cu copiii care sunt cumva împotriva lui, niște deci sunt două părți, după cât înțeleg eu. Alin pe de o parte cu Medana și Larisa cu cei doi copii, pe partea altă. La un moment dat, acum nu știu câți ani de zile, de un Paște, Alina a făcut un testament. De Paște? Da, înainte de Paște. Okay. Pe care l-a publicat pe rețelele sociale. În care a spus că toată legal? Bogăția lui, da, toți banii, toate imobilele, proprietățile, rămân tot ce a adunat el, lasă copiilor. Și renunță la toate procesele pentru că vrea liniște, vrea iubire, vrea nu știu ce, nu știu ce. Acum, după tot scandalul ăsta pe care, sau nu zic pe care l-a făcut, cine l-a făcut, care s-a întâmplat, s-a schimbat modificarea. S-a schimbat, s-a răzgândit și a zis că din momentul ăsta, a făcut un alt testament, începând cu acest moment, tot ce el începe de acum să producă pentru tot restul vieții lui, rămâne Medanei. Ceea ce înseamnă că a făcut un fel de act adițional. Act adițional, cum da, ar veni? Testament la testament. Mm-hmm. Eu acum te întreb, prima întrebare. Câți ani are Alin Oprea? Nu, e tânăr, dar te gândești. Păi te gândești 50 și un pic acolo. Cum să-ți faci testamentul la 50 de ani? De ce? E mai bine așa. E mai bine așa? Da, nu poți să știi, ferească Dumnezeu, vreo barză... Ce se întâmplă? Vreo barză șchioapă și chioară îți nimerește în... creieri. Parbriz. Respectiv creieri. Da, respectiv creieri. Adică tu te plimbai așa liniștit pe câmp. Da. Și dintr-o dată o barză uită să mai facă așa și pică. Și unde se pice la norocul nostru, fix la noi în creșteri. A? Cui rămâne... Nu știu, mie mi se pare că e un pic așa treaba asta cu testamentul. De ce? Nu știu, nu cred că s-a gândit el la momentul ăla, ferească Dumnezeu. La cine s-a gândit? Nu știu, cred că s-a gândit altfel. În primul rând, cred că s-a gândit să protejeze copiii și să se asigure că ei vor avea ceva și așa mai departe. Da. Iar la momentul ăsta, pentru că e foarte supărat pe toată situația și că e foarte fericit cu Medana și probabil ea îi oferă lui liniște și tot ce are el nevoie, da, se gândește să-i lase și ei. Da, pentru că până la urmă copiii sunt asigurați, vorba ta, copiii sunt asigurați cu momentul ăla, el o iubește mult iar pe Medana. Exact, na. Exact. Da, nu știu, e foarte interesantă decizia lui Alin. Da, foarte interesant. Și până la urmă... Dar stai un pic, tipurile astea de testament, testament public postat pe o rețea de socializare... Asta te întrebam, e valabil? Valabil? Adică mers la notar? Adică... în momentul în care, ferească Dumnezeu, se întâmplă ceva, ce fac oamenii? Se duc acum și caută pe Facebook, până în anul 2000, toamnă? Dar nu cred că e valabil, că pe Facebook eu pot să spun orice. Orice, exact. Știi? E cu o patalama, e cu o ștampilă, asta e te cu o semnătură. Și eu pe tine. Cineva a validat veridicitatea... În notera, în avocher, că știi că, da, că testamentele astea, în mod normal, tu trebuie să fii validat că ești capabil să-l scrii.
unu, că nu te influențează cineva, stă cineva cu la tine la tâmplă, scrie asta în testament. Doi, că ești în deplinătatea facultăților mentale și că poți să decizi tu cui și ce. Trei, nu mai știu, că mi s-au terminat. Am senzația că e și legea de așa natură. Deci nu știm nu prea dacă e valabil. De exemplu, da. În România nu cred că poți să donezi unei asociații de pisici mici fără frontiere tot ce ai. Se duce la copilaș, la cutare. Adică e o lege, testamentul mi se pare foarte atacabil așa. Da, de asta zic că nu știu dacă e... diverse, fii da. Atentă. Da. Armin Nicoară. Armin Nicoară și Claudia vor să facă copilaș, corect? Da, dragii de ei. Treaba e că spuneau ei la un moment dat că trebuie să se ducă în Franța, unde acolo e doctorul care le trebuie lor și acolo îi așteaptă embrionul, ușorul. Da. Și trebuie doar ușorul pus în cuib. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da. Problema e că n-ajunge cuibul la ușor. Păi, păsărică, mută-ți cuibul. Bună, bună! Asta a fost Dumnezeu. Dacă n-ajunge... I rest my case. Dacă n-ajunge ouul la asta. Cuib, să ajungă cuibul la ouă. Bun. Sau da. Sub genericul păsărică, mută-ți cuibul, continuăm această frumoasă emisiune de televizor, unde într-adevăr s-a dat unul dintre cele mai bune bancuri pe care le-am auzit în ultimul. Dar păcat că trebuie zis cu context. Știi că nu poți să zici numai asta, că asta o știe tot prostul. Dar contextul a fost Dumnezeu. Da. Noi da, nu dăm sfaturi maritale cuplului, ca nu. Să ne înțelegem. Noi nu ne băgăm. Mai ales noi două. Fiși culmea. Suntem... Așa. Deci, revenind. Pe scurt, Armin Nicoară nu poate să-și ia soția ca să ducă la Paris unde așteaptă ușorul. Soție, cine o vrea? Exact, soție da. Sărătoasă. Și... Deci... Nu că nu poate, că n-are... el poate fizic, n-are vreme. Vezi, asta e o situație mega delicată, pentru că are foarte multe evenimente din care el câștigă bani, cu care el poate să plătească intervenția de la Paris. Păi, dar, mă, și intervenția... ce alegi? Păi o alegi pe nevastă, da. Okay. Adică cuibul și... Da. Ușorul. Da. Da. Și mai ales pe cea care să clocească ușorul, respectiv. Da. Floșca! Suntem bine azi, emoțional suntem ne ceva. Ne cerem scuze. V-am oferit momente de maximă, de minimă, de ce ați vrut în toate. Acum, eu să fiu în locul soției, un pic m-aș irita. Ah, păi da, Armin a declarat. Ce a declarat? A zis asta, cred că colegii de presă l-au prins într-un moment emoțional, cum suntem noi două astăzi. Și el a declarat că s-a supărat un pic Claudia și că sunt un pic ciondăniți așa pe subiectul ăsta, pe bună dreptate. Păi da. Doar că... Adică tu vrei copii sau vrei să... Păi asta e o foarte bună întrebare. L-a întrebat cineva pe Armin treaba asta? Măi, eu nu. De ce să te întreb? L-au sunat colegii, uh-huh. Dar a preferat să se sfătuiască deocamdată cu Claudia și să ia împreună deciziile care trebuie luate. Uh-huh. Eu te întreb, da, nici nu știu dacă să mă bag, să zic, auzi, dar fără supărare acum pentru astea. Nimeni, ferească Dumnezeu, că nu e cazul, că îi apreciem pe cei doi și sunt prietenii noștri. Genul ăsta de sabotaj care nu te lasă să ajungi unde trebuie să... Ce s-a întâmplat vreodată să te duci pe un drum înspre o mănăstire, să zic, unde e o energie, ceva foarte important, să n-ajungi? Mă, să n-ajungi, ceva se întâmple, să n-ajungi. Nu ți s-a întâmplat, mi s-a întâmplat mie, nu odată, de mai multe ori. Opa, e forțile răului. Nu că e forțele, nu ești pregătit să ajungi acolo. Pune piedicile. Cumva eu de-aia întreb, l-a întrebat cineva concret pe Armin să se stea la masă. Măi omule, tu-ți dorești asta? Hai să vedem în ce fel. Asta zic specialiștii, că în momentul în care doi adulți se hotărăsc să facă un copil, ei trebuie să stea la masă și să vorbească aia, în nu? Ce fel ne schimbă viața. Suntem pregătiți. Tu la ce renunți? Eu la ce renunț? Cine stă cu el noaptea? Cine spală scutece? Nu se întâmplă discuțiile astea între oameni. Păi de-aia s-au inventat socrele. Ok, între ele. Înțelegi? Na. E și, mai e și atunci show-ul l-a întrebat cineva pe Armin toate lucrurile astea, pentru că, uite, el are multe evenimente. Are acum când trebuie să se întâmple treaba cu copilul? Păi și ușorul când cât mai stă la Paris? Când se naște copilul, și el că... nu le are din nou? Da, numai cu ușorul. Da. El la Paris unde stă el, la umbra turnului Eiffel. Te întreb eu pe tine, cât mai poate să stea? Adică el cât poate să mai stea, că el acolo? E congelat. Deci el poate să stea... El o ușorul, că el Armin e bine, mersi, l-am văzut eu la evenimente, nu-i problemă. Ușorul, el ca să nu-și piardă nimic,
el cum a fost luat, el așa s-a criogenat, el acolo rămâne pentru următorii 200 de ani, nu se întâmplă nimic. Vezi, asta e și arma lui Armin. Da. Lasă, că Claudiu, că 200 de ani de acum încolo să tot cântăm la umbra turnului FM. Suntem alături de cei doi și, mă rog, discuții mai sunt în cupluri, că asta e viața. Suntem convinse că lucrurile vor fi așa cum trebuie pentru amândoi. Hai să ne întoarcem după încă un ceai. Oh, Doamne! Aola, încă unul.